Tradiționala așezătoare organizată de revista Odoraș a fost bifată și în această săptămână. Subiectele vitale pentru sănătatea femeii și a viitoarei mame au fost la ordinea evenimentului, însă nu au lipsit nici temele abordate în premieră. Octombrie, luna în care se sărbătorește Ziua Națională a Vinului, revista Odoraș a organizat o nouă șezătoare cu tematica respectivă, din care nu au lipsit vița de vie, strugurii și vinul. Cei prezenți la eveniment au fost invitați să poarte ținute în culori tomnatice sau haine inspirate din portul tradițional. Așezătoarea cu numărul 18 s-a abordat tema metodelor de contracepție. Subiectul a trezit mult curiozitatea celor adunați, chiar dacă o bună parte din aceștia erau mămici cu burtici. Contracepție să fie schimbat, pentru că se consideră că contraceptivele sunt antiumane și reduc din populație și lumea tace și nu vorbește absolut despre avort. La sfârșitul anilor 90 și începutul 90, când se destrăma Uniunea Sovietică, zilnic prin spitale se făceau câte 20-30 de întreruperi de sarcină, dar fiecare întrerupere asta un risc enorm de a rămâne fără uter, de a nu mai fi mamă niciodată, nu mai vorbesc despre lovitura hormonală și așa mai departe. Deci, știți, accentele se schimbă, se ascunde ceea ce de fapt e periculos și se pune ceea ce nu are nicio treabă. Deci contracepția este doar o modalitate de a te proteja de sarcină nedorită și nici într-un caz nu este o modalitate de a te face infertilă și să nu mai poți avea copii. E mai bine să previi decât să întrerupi. Și mai repet încă o dată, sunt pentru viață, sunt doctor obstetrician, ginecolog și eu mereu am optat și am să optez pentru viață. Viața personală de fapt trebuie să existe, cariera e bine, dar să nu uitați despre misiunea numărul 1 pe care o toți avem pe acest pământ. Să lăsăm urmași și vin cu acest mesaj ca să vă lăsați urmași în această perioadă de timp și pe urmă să vă ocupați de propria viață, de carieră și multe alte. Am mai fost aici, adică la alți șezători și mi-mi pare foarte bine, adică e foarte ok. Ce subiect considerați că va fi de folos pe mai departe? Adică celelalte subiecte poate și au mai fost, dar cel care a fost cu contracepția, adică a fost binevenit. Mămicile, în general, au nevoie să mai iasă cu persoane de aceleași probleme, cu aceleași întrebări. Dar e informativ și chiar interesant. Mai cumpărăm anumite lucrușoare. Igiena intimă corectă a femeii, un alt capitol de importanță majoră, a fost pus în discuție. Specialistul s-a pronunțat asupra factorilor negativi în lipsa unei atenții speciale asupra acestei zone. Atât timp cât noi cunoaștem că avem pastă de dinți pentru dinți, avem deodorant pentru zonele, pentru zonele axilare, da? Atât timp cât avem șamponul pentru cap, gelul de duș pentru corp, așa este nevoie de un remediu specializat pentru igiena intimă și anume zilnică. Dacă este deja o problemă, atunci la fel este o igienă intimă care specializată concret din partea doctorului care trebuie să vină. Dacă e vorba de igienă intimă zilnică, atunci ea trebuie să fie orientată spre menținerea unui pH natural, spre protecție de dorit și antivirală și antibacteriană. Și, mă rog, ce ține de, în general, femei, este nevoie de o atenție mai sporită în perioadele menstruale. Alegeți produse bune, alegeți produse naturale și ascultați sfaturile doctorilor. Nici la această ediție nu au lipsit prezentările de hăinuțe, concursul Regina Serii, dar și buna atmosferă legate între femeile cu un rol comun. Cel de a fi mamă.